MOLFUTBOL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Чи комментарий? 0-0. Атакат тот мечу. Рамас на Масобагам импорта. Компутин, який подвергся собагатку до уровня импорта. Чи платят за 6 лудежок. Шнурмало внит. А у Черкаса скуата он... Он скор карели ара повинавил лор. Шкат пи контратак. Ce să faci? N-a ajuns numai să marcăm asta. În rest, ce pot să zic? Am încercat să conducem jocul. Terenul cam mingea sărea, prea multe emoții. În rest, ce să zic? Plus că a lipsit Pașenko, este liderul, capitanul echipei, care ne-a ajutat foarte mult la acest meci. Atât. Da, vreau să-mi mulțumim de acest joc, ne-am deplinit planul pe care l-am pus. Am permis Dacii, în considerați calitățile slabe, puternice, mai ales slabe, să le permitem să o conducă. Și s-a văzut, adică am închis totul, practic, posibilități, n-au fost decât faze fixe la adversar. Mai ales repriza a doua, cred că noi am avut șanse mai mari, nu sunt satisfăcut de rezultat, am avut momentul acela, evident, care n-a avut nimeni astăzi. Asta e ce pot să zic. În momentul în care prima dată atunci a văzut, bara era mai greu să mă machez decât să mă machez. Da, un pic pot să fiu de acord cu Viorel, că dacă aș sărit la el un pic acolo, a sărit mingea și el a vrut chiar pe jos să o bată, dar a sărit. Asta e ce să faci, asta e fotbal. Asta e fotbal. Nu mereu câștigă cel care merită. Cum apreciați astăzi evoluția lui Iețica, care ne vine la echipă după o pauză? Evident, a jucat la 0, foarte bine. Foarte sigur pe el, a avut câteva acțiuni. Am mai zis și adversarul a păcălit acolo pe față, a făcut că i-am mâncat la drum. Bravo, bravo, cu mult curaj mi-a făcut bine. În comparație cu meciul cu Zăreasca, s-a pus și o altă activare. Da, noi am ales o altă strategie în acest meci. Meciul trecut am avut noi mingea, dar am luat 3 goluri de nimic, practic, faze fixe. Da, a fost avut, da, Zăreasca. A avut primul gol foarte bun, după asta noi am controlat, dar fără sens. Noi astăzi ne-am pus în plan să controlăm meciul, nu minge. Ne-am dat voie de sat, lasă-i să o controleze. Această remisie m-a depărtat de tot mai mult liderul la Sărani. Există oarecare presiune în acest motiv? Era clar că după ce am luat bătaie de la Șerif, era clar că este foarte greu să ne batem la titlu. De ce nu cred că este vreo presiune. Nu, nicio fel de presiune pe jucători nu stă. Problema aceea că trebuie să, pe lângă aceea că gătim jocurile, gătim antrenamentul, mai trebuie și fotbaliști în echipă. Cu fotbaliști e mai greu, avem puțin. Reșind la ceea ce avem, jucăm ceea ce ne dorim și reșind la ceea ce jucători avem. Normal, acum noi trebuie să ne batem pentru cupele europene. Am promovat astăzi locul Gheorghe, am început, deci meciul cu Șerif am casat 6 goluri. Cel mai bun stă în poartă, cel mai bun joacă. Asta e toată problema. Cine e cel mai bun la antrenamente, la meciurile, la joc? Nu niciun fel de autopresiuni. Este meciul, este terenul de fotbal, antrenamentele, iarăși mă repet, antrenamentele una, meciul cu salt, aici e altă presiune. Asta e. Mergem mai departe. MOLFUTBOL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.